După ce am povestit războiul peloponeziac vreme de 7 episoade încheiate, acum am ajuns la ultimul, până la expediția din Sicilia. Atena amenința mai tot timpul să învingă, dar Sparta și-a salvat onoarea prin acțiunile eroice ale lui Brasidas și ale lui Gilipos și acum îi avea pe atenieni sub călcâi, nu călcâiul lui Ahile, cu siguranță, mai ales că în acest moment a apărut ca în poveștile medievale al treilea erou al Spartei, amiralul Lisandros. Sunt imperator și am să vă povestesc despre asediul Atenei ca să putem încheia războiul peloponeziac. Dar sezonul nu se oprește aici, deoarece mai avem două episoade din gloria Spartei. După victoria decisivă a Spartei de la Aigos Potamos și după ce Lisandros a învins restul insulelor loiale a Atenei, atenienii mureau oficial de foame. Atena era o metropolă care în sine putea produce cultură, dar nu putea să producă grâu sau alimente, așa că avea nevoie de aliați de la care să importe grâu și provincia Atica, zona agrară. Însă cu fortul de la Decelea în mâinile armatei regelui Agis al Spartei și cu Helespontul pierdut, Atena a început să moară de foame. Acum era momentul pentru spartani să lovească. Armatele Spartei mai atacaseră și în trecut zidurile Atenei, însă doar ca să-i sperie pe locuitori, dar acum era pe bune. Celălalt rege al Spartei, Pausanias, căci Sparta avea doi regi, a ridicat o armată în Peloponez și acum i se alătură regelui Agis, care deja asedia Atena. Atenienii erau îngroziți, deoarece și-au amintit de toate masacrele făcute de-a lungul războiului și cât de represiv îi trataseră pe unii dintre aliații lor și se așteptau la un masacru chiar în Atena, după principiul, după faptă și răsplată. Cei apți de luptă și-au luat echipamentele de hoplit și au format poziții defensive pe ziduri, ca să moară măcar în luptă. Însă timpul trecea în defavoarea lor, căci asediul i-a prins fără provizii. În anul 404 înainte de Hristos ajunge și eroul Lisandros cu flota în Pireu, cu 200 de nave, și cei drept se aștepta ca Atena să fi căzut deja, dar spre surprinderea lui, cei doi regi doar au încercuit Atena și nici măcar nu au luat cu asalt zidurile. Când cei care au supraviețuit dezastrului de la Aigos Potamos din Atena l-au văzut pe Lisandros de pe înălțimile Acropolei și au dat seama că orice fel de rezistență era în zadar și consiliul orașului s-a adunat la sfat, deoarece atenienii au început să se lupte între ei din cauza lipsei de hrană, iar hotărârea a fost să trimită niște soli de pace eforilor spartani. Solii au propus inițial să facă pace, iar Atena avea să devină aliata Spartei, dar zidurile Atenei să nu fie distruse, căci atenienii țineau foarte mult la zidurile lor, mai ales la zidul cel lung, care lega Atena de Pireu, însă aceste condiții au fost refuzate total și eforii au cerut dărâmarea fortificațiilor. Apoi, un anume Theramenes s-a dus personal la Lisandros ca să îl întrebe de ce țineau spartanii atât de mult la dărâmarea zidurilor. Iar după ce 3 luni a fost reținut în tabăra spartană, a fost eliberat și a fost numit de atenieni șeful soliei de pace care trebuia să se ducă în Sparta. În Sparta, Corintul și Liga Beoțiană au propus distrugerea totală a Atenei din răzbunare, însă Sparta a fost mai rezonabilă și a propus un protectorat al Spartei asupra Atenei, iar singurele fortificații care aveau să fie distruse erau cele din jurul Pireului și zidul cel lung, un compromis pentru pace.
Când ambasadorii atenieni s-au întors în orașul lor, Atena era aproape moartă, la propriu, și când supraviețuitorii au auzit condițiile, au fost nevoiți să accepte. Lisandros, văzând că avea mână liberă la demolare, și-a dus navele în Pireu și după ce echipajele de marinare au debarcat, au început să demoleze zidurile, totul pe muzică, evident. Se zice că Lisandros supraveghea demolarea când un vestit cântăreț s-a oferit să-i cânte ceva. Deși spartanii erau mai rezervați față de arte, poate în afara artei războiului, muzica le era foarte dragă, deoarece exercițiile militare erau executate deseori pe muzică și Lisandros a acceptat balada. Și atunci a început cântărețul să compună pe loc o baladă despre măreția de odinioară a Atenei, despre bravura atenienilor și în timpul invaziilor persane, despre toate victoriile și înfrângerile Atenei din acest război și despre toți eroii căzuți în acest conflict fără rost. Această baladă a fost mult prea emoționantă pentru bravii soldați ai Spartei și ei, care nu aveau permisiunea să plângă, fiind spartani, au început să jelească în timp ce demolau zidurile. Lisandros plângea și el în hohote și în loc să continue cu demolarea, le-a dat ordin oamenilor săi să se oprească. Doar un ciot ruinat din ziduri mai rămăsese, dar gestul lui Lisandros a fost unul nobil, de respect față de adversar. Astfel s-a încheiat unul dintre cele mai eroice conflicte ale Eladei, dar cel mai probabil cel mai inutil și fără rost. Atena a fost oprită din a deveni puterea dominantă în Grecia, însă Sparta nu a putut să mențină controlul asupra tuturor orașelor care au fost loiale Atenei simultan, așa că distrugerea Atenei nu era o opțiune fiabilă. Sparta devenise puterea dominantă, dar această poziție a fost de scurtă durată. Și într-un final, Atena și-a revenit, iar Teba și Corintul s-au aliat cu Atena împotriva Spartei în războiul corintian, care avea să slăbească iar structura internă a orașelor state grecești. Și acest lucru a creat un vid atât de mare de putere, încât trebuia să fie umplut cu altceva. Acel altceva se numea Macedonia, care sub o serie de regi ambițioși, culminând cu Filip al II-lea și fiul său Alexandru cel Mare, a reușit să-și impună hegemonia, adică supremația peste orașele state grecești. Doar Sparta a rămas neînduplecată și atunci când Filip al II-lea le-a spus: "Dacă o să intru în Laconia, voi distruge orașul vostru", spartanii au răspuns simplu: "Dacă". Sparta a continuat să opună rezistență în fața facțiunilor elenistice, înfruntându-l chiar pe Pirus, regele Epirului, dar asta este o altă poveste. Știu, episodul acesta este oribil de scurt, însă o să mai avem două episoade în sezon, bătălia de la Nemea și a doua bătălie de la Mantinea. Prima este o bătălie chiar din războiul corintian, aleasă de mine pentru dimensiunile ei nemai văzute, și a doua este o bătălie în care Sparta și Atena au fost aliate și acest fapt este uimitor, adică Atena și Sparta să lupte cot la cot, unde mai vedeți așa ceva? Dacă v-a plăcut acest documentar, lăsați un like, lăsați un comentariu, distribuiți acest videoclip, abonați-vă la canal, dar nu uitați, distribuirea este cea mai importantă, astfel încât legiunile Imperatorului să devină din ce în ce mai numeroase și cât mai multă lume să afle de acest documentar. Vă mulțumesc!